Salutare tuturor, bine m-am stat și lor la un nou episod aici unde o să mă sinucid în puii mei, glumesc. La că mă întrebați de ce am fața asta de obosit, este pentru că am consumat marijuana, glumesc. N-am dormit de ieri în puii mei, sunt foarte obosit și v-am pus un status acum câteva ore, nu știu acum câteva ore, acum vreo 2-3 ore, să-mi puneți niște, gen ați văzut și la alți youtuberi, eu sunt plagiator și am copiat, da, gen pentru $1,000,000 face X sau chestii de astea, știi? Și am selectat vreo 30 de chestii astea, nu știu exact câte, spune că sunt vreo 30. Habar n-am și o să le răspundem azi. Hai să vedem. Asta e prima, așa e? Da, e prima. Deci de la Leo FTV. Fute, nu fac gluma asta, ok? Pentru $1,000,000 te-ai apucat de filmat pe porna? Ba, având în vedere că nu este prima dată când fac chestia asta, da, m-aș apuca. Ce pâine, nu. Pentru $1,000,000, da, m-aș apuca. Easy. Dai seama, se fac și bani, mai fac și bani ăștia 1,000,000 și mai fac și bani din Pornhub. Da, m-aș apuca să-mi bag cu YouTube, dați seama cum ar fi. Raul 2K pe Pornhub în pâine. Da, m-aș apuca. Pentru $1,000,000, stai să vă citesc și numele, ca să nu vai, să mai fiți așa de anonim, să apăreți la mine în videoclip. De la I'm Vlad 22. Pentru $1,000,000 l-ai fute pe OneFlash? Ai de pâine, bă. Pentru $1,000,000 să-l fut pe OneFlash. Bă, nu știu, bă, ce să zic, bă, să-mi bag piciorul un... $1,000,000 îmi pui mie, dar OneFlash cu aia, nu știu ce să zic, bă. Ai de capul meu, bă. Da, l-aș fute, dă-l îmi pui mie. Păi aș da așa și cu un baston în cap, aș da și cu, stai că nu mai am bâta de baseball, aveam, nu nimic ca poliția română. Da, deci l-aș fute și aș lua bâta de baseball direct așa una după cap, aș da după ce l-aș fute. Păi, tristă mi-e viața să mor eu, dați seama că fac video ăsta. Da, l-aș fute și ignorați-mi freza, dar... Nu-mi stă, nici, trebuie să mă tund, dar nu o să mă tund. Nu, o să rămân așa, nu o să mă tund, o să-mi las părul să-mi crească până aici. Ce pui mei, mă? No, da, l-aș fute. Pentru 100.000 de euro te duce pe stradă să strigi mâine Dragnea, m-aș duce și pe gratis în pui mei, nu pentru 100.000, dar și pentru 100.000, dar și pe gratis m-aș duce să strig. Și am strigat deja. Și pe live-uri, peste tot strig. Să ia la muie câtă poate. Pentru $1,000,000 ai renunțat la cariera de YouTuber și ai reluat viața de la zero de când te-ai născut. Deci pentru $1,000,000, nu? Să le iau cariera, să le iau viața de la zero, să-mi dau practic reset, new game. Bă, nu știu ce să zic, nu cred, pentru că am trecut prin multe chestii prin viață, am trecut prin istoriul de la GTA Vice City, bă, glumesc cu primii, dar nu mi-aș reseta în primii, am ajuns până aici, am ajuns la 27.000 de abonați, adică 27.000 de oameni care probabil se uită la mine și se întreabă ce pula mea, dar... Nu mi-aș alese, frate, n-aș vrea să încep de la început, bă. N-aș putea să încep. Uai, dar ar fi și lucruri faine, mă, pozitive. Dar nu, tot nu mi-aș da, tot nu. Nu, ba picior, e faină viața așa cum e, dar nu i-aș da reset. Stai. Pentru $1,000,000 ai face un live dintr-o casă bântuită gen azilul din Outlast 1? Bă, da, pentru că aș fi acolo, având în vedere la cât de retardat sunt eu, cred că aș fi prieten bun cu aia, dacă ne-am înțelege perfect, am fi pe aceeași lungime de undă. Da, aș face în pâine, mi-a dat seama. Plus că eu nu cred în chestiile astea cu fantome, cu astea. Îmi bag piciorul în ele fantome și în tot ce cu demoni, cu... Și nu neapărat cu... Pentru $1,000,000 l-ai lăsat pe Dan Bizerian să te fută toată ziua. Ai de capul meu, bă. Toată ziua, bă, ce dracu, bă, dar ce pâine, mei, bă. Dar cine e ăla cu aia? Hulk în pâine, mei. Stai să-l caut, că nu știu cum arată. Stați un pic, nu mai un pic. L-aveam la căutări, l-aveam la căutări aici. Ok, imagini. Ai de cap, meu. Nu știu ce să zic, să-mi bag piciorul, bă. Pentru o zi cu aia. Să fie o zi târfa lui, nu în pui mei. $1,000,000? Dă-i în pula mea. Am $1,000,000 de la ceilalți, de dincolo. Nu? Cum o zis ăla, era un post pe comentarii memorabile că... Și că pentru 10 milioane ai călcat pe cățelușul ăla sau ceva de genul. Și zice el nu, pentru că mai am 50 de milioane de la postarea anterioară când trebuia să-mi împușc prietenul sau ceva de genul, era mimul. Nu, mă, dă-l în puii mei să-și facă, cine știe ce fantezie are la început, bă, nu în puii mei, dă-le drecu, nu, dă-i drecu, bani, nu mă lasă. Pentru $3,000,000 ți-ai vine un rinichi? Da, mi-aș vine să-mi bat piciorul în el rinichi. Un rinichi câteva mii de euro, nu știu dacă, 3-4 mii, nu știu cât e un rinichi, jur, dar nu e 3 milioane. Dar e cu nici pe piața neagră nu-i pe mine. 3 milioane nici rinichi lui Dan Negru nu-i atâta cu aia. Nu, pentru 3 milioane, da, îl lași bine, dă-l drecu de rinichi. Sunt 3 milioane, bă, de dolari, ești nebun la casă, dar ce faci cu $3,000,000 în pui mie?
Te caști mai des. Da, dă-l dracu de nimic. Pentru 1 milion de dolari ți-ai șterge canalul de YouTube? Și pentru 10 lei mi-l aștergi, nu înțeleg, $1 milion, logică, dar cu aia, adică sunt $1 milion. Adică nu mă înțelegeți greșit, dacă canalul ăsta de YouTube nu o să scoată $1 milion nici într-un milion de ani, cred că dacă aș face 1 milion de ani în continuu, ba, 1 milion de ani ar scoate $1 milion, dar dă-l în puii mei, da, l-aș vinde dracu pentru, sau l-aș șterge, ce scrie, da, l-aș șterge, da, l-aș șterge pentru $1 milion, lejer, și pentru 10 lei v-am zis, mai bine în puii mei. Ok, următoarea întrebare, pentru 1 milion de euro ai un blan chiloți și hanorac prin orașul în care ești acum? Da, nu-i mare lucru și sunt $1 milion totuși, de euro, pardon. Da, m-aș plimba, logic, am făcut chestia asta de multe ori. Și când mă duc la magazin, și când mă plimb, și când tot timpul. Eu și acum sunt chiloți în pâine, să nu vă mirați în pâine la cine vă uitați pe YouTube, la mine în pâine. Da, vă ajute. Pentru $1 milion te-ai reapucat de legit taking? Deci pentru $1 milion dacă m-aș reapuca de legit taking. Da, logic, pentru că nu mă dezavantajează cu nimic. Eu nu mai făceam chestia asta că mă plictisea, dar pentru $1 milion îmi pune. Dă-le tot postez un videoclip pe zi, tot stau o oră, două la editat, dar nu stai 2 ore, o oră cât stai la editat și filmat. Pentru $1 milion să-ți faci o oră, da, m-aș reapuca. Și acum să zic că stai de fapt copilul nu știu care bogătaș și îmi transferă $1 milion doar să mă reapuc, ai cum ar fi? Bă, Alex Cioc, pentru $10 milioane, uai, asta-i de aia, pune de bogătani. Pentru $10 milioane ai face sex cu un băiat? Sper că ai curaj să răspunzi la coment. Pentru $10 milioane îmi pune cu un băiat, ai de capul meu, bă. Uai de pui meu, voi vă dați seama că eu m-am uitat în camera, adică aici. Eu nu m-am uitat aici, m-am uitat în ecran, dar nu contează. Eu e așa să fie, mă uit în ecran, nu m-am uitat aici, m-am uitat așa. Stai, cum arată? Uai, retardată, bă, voi, tu-ți dai seama că eu m-am uitat până acum pe lângă cameră, bă. Bă, voi vă dați seama că m-am uitat până acum pe lângă cameră. Uai, să filmez din nou, mă? Da, dă-l în puii mei, știi ceva. Dacă m-aș face să explic cu un băiat pentru $10 milioane, bă, 10 milioane în puii mei, da. Băiat în puii mei. Păi de-aia complicat, dar 10 milioane, bă. Se termină rapid, Raul, dar $10 milioane, dar gândește-te, Raul, un băiat, Raul. Bă, nu știu, bă, nu cred. Bă, dar 10 milioane, bag un somnifer, bag o seringă în gând și nu mai știu de mine. Și bă, când mă trezesc cu $10 milioane în puii mei. Știu că am scăpat în puii mei. 10 milioane de dolari în puii mei. Deci ce faceți cu $10 milioane în puii mei? Da, aș face, dă-l, dracu, mi-aș băga o seringă în gând. Deci, voi vedeți că se schimbă lumina, bă. Bă, stai, s-a schimbat lumina cumva sau mi s-a părut? Bă, eu cred că am luat prea multe droage aseară. Nu contează. Pentru $1 milion te-ai căsătorit cu o țigăncușă? Da, de ce nu? M-aș căsători și a doua zi aș pune divorțul. Uai, ce soț cul aș fi să-mi bag piciorul. Uai de cap. Nu, da, m-aș căsători pentru $1 milion. Logic, și mare prostie și mare provocare. Pentru $1 milion te-ai căcat în fața ușii vecinului. Ce pui mei cu aia? În fața ușii vecinului, mă? Da. Logic. Și aș și pune așa un steguleț de la încăcat, știi? Și să-i scriu că, nu știu, hashtag Raul 2K, nu știu, bă, să-mi bat piciorul, mă. Da, m-aș căca logic în pui mei, în fața, așa pe preș, l-aș mânji așa cu mătura, așa cu, bă, retardată, să-mi bat piciorul, mă. Da, aș face chestia asta, dar ce pui mei greșit cu mine? Pentru $1 milion ai face sex cu 5 femei grase? Ai de cap, mă, cu 5 femei de alea de 150 de kg sau grase, te referi un pic mai grase. Grase se referă, cred că, la genul ăsta de femeie. Adică te referi la genul ăsta, nu știu dacă se la genul ăsta, la cât un tang. Dacă se referă la genul ăsta, nu știu dacă mai ies din, nu știu dacă mai ies în viață de acolo, dar nu știu ce să zic, pentru $1 milion îmi pune, dar e mult $1 milion, bă. Nu știu. Da, aș face, dă-le drecu. Pentru $1 milion ai face facecam dezbrăcat, mă refer la bluză, nu și chiloții. Da, puii mei. Și pe gratis. Ce mare prostie în puii mei. Îi pun înapoi că e frig în puii mei. 15 grade. Pentru $1 milion te duci în parc să convingi 500 de copii că nu există Moș Crăciun? Da, logic, și pe gratis. Dar nu pe gratis, n-aș face 500 de copii. Da, aș face pentru $1 milion.
Da, e drept cum pui mine. Doamne, mă. Deci am crescut în Moș Crăciun. Stai să vă zic, acum mare story time aici. Cum am descoperit eu că nu există Moș Crăciun? Cumpărase tai că mi un PSP de ăla, știți voi, Play de ăla de te joci pe el, GTA Vice City, mă jucam și chestii de alea. Și, de fapt, în clasa 1 mi l-au cumpărat. Eu am observat prin clasa 3 că nu există Moș Crăciun, pentru că îmi căutam prin chestii random, prin camere, gen mă uitam prin camere ce mai am și am găsit garanția de la PSP. Și în garanția de la PSP, care nu era posibil să o am având în vedere că era adus de Moș Crăciun PSP-ule, scria numele lui Taică-miu. Pam, pam, pam. Și așa am aflat că nu există Moș Crăciun și că de fapt mi-a cumpărat Taică-miu. Prima dată a încercat Taică-miu să mă păcălească, să bagă vrăjili de alea, să bage vrăjili de alea, că a colaborat el cu Moș Crăciun și a luat garanția că în caz de se strică, da, mă, și te crede. Gicu de la Banat te crede în puii mei. Pentru 1 milion ai merge la curve acum ca 5, 100 de euro că mai mult nu permite Dragnea. Deci, pentru 100 de lei să mă duc la curve dacă am gagică. Nu mă ajut ce mă pentru 100 de lei, dă-i, glumez, mă, ce... Nu mă ajut ce mă pentru 100 de lei. Dacă ar fi fost 1 milion de dolari, lejer, aș lua 11 cu mine, mare gangbang, dar așa nu. Pentru 100 de lei, dă-i morților, 1 milion, cu aia. Eu mă enervez dacă mă ascult de aici, 1 milion și nu mi-am. Pentru 1 milion de dolari te-ai săruta cu, te-ai săruta cu Diana K. Cine e Diana K? Diana K o fi... Stai un pic, că nu știu cine e Diana K. Parcă era o youtuberiță sau ceva, nu? Diana K. Aaa, Cundurache, bă, ce idiotă! Va apărut acum aici, cu Diana Cundurache, dacă m-aș săruta pentru 1 milion de dolari. Da, mare căcat. Am închis, deci, pentru 1 milion de... Da, m-aș săruta. M-aș săruta pentru 1 milion de dolari. Pula mea nu e așa mare căcat, știi? Adică nu dai așa cu... Cum venea, cum o veni la ziua mea. Mai, asta, încă o dată un story time. Un sărutat normal. Nu sărutat cum au venit în puii mei rudele la mine și vine frate, nu o să zic cine pentru că na, puii mei poate să uite la video și chestiile alea. Bă, deci vine cineva la ziua mea cu aer rudă logic și vine. Puiul meu, Raul, ai împlinit 15 ani! Și m-a lins, m-a lăsat în bale. Ai, nu, nu, dă la, dar dă la normal, da. Puii mei, nu cu limba. Gata, bă, să mor tu. Bă, îți gata, mă? Îți gata, mă? Nu, no, gata. Astea, mă. Am terminat și noi. De 16 minute filmez. Nici am observat cum a trecut timpul, bă. Stai, ăsta lui. Da, mă rog. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Da, deci gata, cam atât au fost. Dacă mai aveți episoade de genul, scrieți-mi, să mă pușu mai bine pe scaun. Dacă mai aveți episoade de genul, scrieți în comentarii ce gen de episoade să fac și dați și voi un like să mă susțineți și dați și un share la prieteni ca să facem cât mai mulți abonați și cam atâta, bă. Sper că v-a plăcut. Eu acum mă pun și editez videoclipul ăsta și după aia o să-mi pun ceva film probabil și o să mă cul și o să mă sinucid și nu o să mai vedeți niciun video de la mine. Stați un pic, stați un pic. Hai de probleme, așa. Deci sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut! Gang, 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 cum fac? Scrpr! Uai, autistă, așa e?